Nu știam și m-am uitat de la distanță să văd ce au ei pe lângă, cum le cheamă, pe lângă căprioare. Au câteva păsări pe care le țin. Bănuiesc că poate le dă drumul iarna, nu știu. Ei sunt super păun, după cum vedeți. Și jos că e, de altfel, Macedonia are, cum îi spune, vietatea simbolică, un păun. Și asta e o bufnițoaică. Băieții ăștia stau slab cu marketingul, că au mult de învățat vis-a-vis de vânzări. Ei sunt profesioniști în ceea ce fac și iubesc meseria, dar la nivel de vânzări, ca tot partea asta de Europa de Est, nu prea, nu prea. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să ai un bufnițoi dintre ăsta și să-l bagi în circuitul de prorocire, în care să stragă campionatele de fotbal, dacă mai este domnul Iliescu președinte, dacă domnul Roman mai este președinte, dacă domnul Iohannis mai este președinte, dacă domnul Dragnea o să iasă președinte, dacă, eu știu, Mona Macovei o să mai fie prim secretar sau procuror principal, sau dacă Codruța se apucă de fotbal sau intră în USR, e, toate chestiile astea le-ar fi putut, uite ce frumoase e, le-ar fi putut ghici bufnițoaica, de ce nu? E chiar frumoasă. După cum vă spuneam, același paradis, același loc minunat, același grace hotel. Chiar că e încântător, pe cuvântul meu de om. Și ăsta e câinele aferent care își face de cap, ciordește și unul nos și trăiește după principiul ăla din Queen, given the dog a bone.